De ziua lor, cei mici au luat cu asalt grădina zoologică, unde, între orele 11-14, Primăria Municipiului și Direcția Administrare Domeniului Public, în parteneriat cu Secioeta ESA, Teatrul Municipal Ariel, Școala de Belarte, Fundația Orfeus, Trupa Flutura și Vesel de la Grădinița Nord 2 și voluntarii de la Liceul Sanitar Antimi Vireanul au pregătit un program divers de activități. Și eu la mulți ani, copii, să fiți sănătoși. În primul rând, este ziua voastră astăzi și noi, cei de la Primăria Municipiului, împreună cu prietenii și partenerii de nădăjdie, v-am pregătit multe evenimente care să vă încânte, să vă îndemne la joacă și să vă facă să vă simțiți special într-o zi specială. Vă doresc să aveți parte numai de bucurii, să vă doresc să fiți bucuria părinților voștri care vă îngrijesc și care se gândesc numai la viitorul vostru. Vă doresc să copilăriți cât mai mult și fără griji, iar când veți crește, să vă bucurați la rândul vostru de copiii voștri minunați. O să dau... O să mulțumesc partenerilor care ne-au ajutat pentru acest eveniment, ADP-ul, ETA, Teatrul Ariel, Școala Bel Arte, Voluntarii Liceului Antimi Vireanu, Fundația Orfis, Trupa Fluturaș Vesel Grădinița Nord 2, Club Roger, Ambalaje Baloane și Fabrica de Magie, Picturi Faciale. Încă o dată, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea vă urează tuturor copiilor doar bucurii, să fiți sănătoși și mereu cu zâmbetul pe buze. Să vă bucurați și să creșteți frumos la mulți ani! Bucurați-vă de această zi minunată! Pentru că mi-aș dori să o aveți în fiecare zi la fel de frumoasă. La mulți ani, copii frumoși! Dansuri moderne și populare, picturi pe șevalet, fabrica de magie, modelaje de baloane cu clovnul Roger, o incursiune prin jocurile copilăriei, desene pe asfalt sau un târg de adopții canine, ponei și o alee terapeutică au fost punctele principale ale atracției. Domnule doctor, adopții de căței la Râmnicu Vâlcea, la grădina zoologică. Da. Câte patrupede aveți aici? Aici avem decât 15, dar la adăpostul sus, la Fețene, avem 400. Deci cine vrea să adopte, vă așteptăm cu plăcere sus acolo. Aici... Practic, ce ar trebui să facă un iubitor de animale care vrea? Un iubitor de animale trebuie să vină cu niște acte dovedite care e spațiu unde se ține acel câine, copie după buletin și atât. Totul e gratuit, nu se percepe nicio taxă, câinele va fi cipat, vaccinat, înregistrat în REX. Trebuie să-și ia obligativitatea să nu-l lase din nou liber peste zi. A fost interes până acum din partea administratorilor? Da, de când a venit eu din ianuarie s-au adoptat aproape 150 de capete peste.
Astăzi deocamdată... Astăzi deocamdată s-au anunțat cei patru de aici și încă doi, dar o să vină să ia de acolo. Pentru că nu au nici acte, nici mașină. O să vină marți să revendice pe toți. Mulțumim frumos! Și sper să-și mai aleagă și alții. Vorbești un pic? Bună ziua! Da. Cum merge treaba? Merge foarte bine. Suntem cu puneiul Mini, pentru poze, pentru copii. Cum îl cheamă? Mini. 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 Nici nu putea fi maxim un ponei, nu? Da. Este chiar un ponei foarte mic, un Shetland, da, care este aici la grădina zoologică, doar am lucrat cu el zilele astea pentru antrenamente. Și acum încercăm să facem o bucurie copiilor, să facem niște poze deocamdată. Suntem în așteptarea să deschidem centrul de echitație aici. Și urmează să aducem și cai și alți ponei care putem lucra mult mai la alt nivel, ca să zic așa. Uite-te la Anda! Deocamdată facem numai poze și la începători ca să ne facem, să atragem copiii de partea noastră. Azi facem poze lui Mateo. Nicola, zice-te la mami. Azi facem poze lui Mateo. Nicola, mami, uite-o. Nicola, mami. Lasă-mă cum face. Hai, hai și poate. Amic, iată, să fac orice mă faci. Ehe. Ehe. Nu stăm în spatele tău. Avem alee terapeutică și la grădina zoologică. Avem o alee terapeutică, mersul de sculț e benefic pentru organism și sunt invitați și copiii și adulții să probeze senzațiile. Ce conține? Fond de brad, pietriș, cetină, lemn, piatră, iarbă. Fiind înconjurat de plante aromatice, nalbă, gălbenele, aloe vera, busuioc, cimbrișor și alte plante aromatice, ca să se simtă lumea în natură. Intrarea la grădina zoologică în data de 1 iunie a fost liberă pe durata întregii zile și pentru toate categoriile de vizitatori.